Haide, Vlade, cât de pregătit suntem? O scară de la 1 la 5.000. Nu, răspundem prin numere, că noi așa... Ăla e 1. Ăla e 10. Eu nu înțeleg. Ce e aia? A, 10? A, nu, dacă am început cu asta, e perfect. Dacă am început cu asta, e perfect. Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou mailbox. Era capacit să spun mailbox-ul numărul 400, nu mai știu ce număr este, dar cu siguranță o să ne aducem aminte de mailbox-ul 400 și probabil la fiecare 50 de mailbox-uri o să-l avem și pe estimabil domn Priceputix. Da, ceva, dar toată lumea la Comic-Con ne-a întrebat, sau m-a întrebat personal, mă, de ce n-ați venit cu domnul? Bă, zic, asta lipsea. Asta lipsa. Și așa, a fost călduț, hai să nu exagerăm. A fost bine față de Comic-Conul din primăvară. Asta chiar a fost bine. S-a transpirat, dar nu s-a transpirat așa excesiv ca anul trecut. În fine, să lăsăm nebunia asta la o parte, pentru că despre ea am vorbit în live-ul de ieri. Și să trecem la ce ne interesează cel mai mult și cel mai mult. Întrebările voastre, la care cu siguranță așteptați răspunsuri de la noi. Așadar, și prin urmare, ia ca mailbox-ul mai tare. Hai! Și am dat-o așa pentru că primul mailbox vine cu rimă. De la Claudiu. Update laptop. Salutare, salutare! Revine lupul cu o întrebare. Vreau de la băieți o recomandare să cumpăr un laptop tare. Bă, laptop tare, dacă vrei să-l cumperi, trebuie să fie cel puțin din fontă. Ăla e și tare, e și greu. Dar nu știu dacă o să poți să-l ții pe genunchi sau pe picioare. Cu siguranță asta. Acum ceva timp am primit un mail cu un laptop pentru a-l utiliza la GeForce Now. Ok, se pare că m-am răzgândit. E, Doamne, cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Stau și eu și mă întreb așa. Și vreau un laptop cu placă video dedicată. Ne-a dat el un wishlist aici. Ok. Mă speriasem, credeam că sunt mai multe laptopuri, dar e unul singur. Un Lenovo Gaming de 15.6 inch, IdeaPad 3, 15 IQ 6, Full HD 120Hz IPS, procesor 11320H i5, 8 GB RAM de 4, 512 GB SSD, GeForce RTX 3050 Ti. Ok, mai bine decât un laptop cu placă video integrată în procesor. Doresc o recomandare pentru un kit de RAM de 32 de GB și un M.2 de 1 TB. Bugetul este nelimitat, așa că făceți-vă de cap. Yeah! Știi? Cam așa ceva. Gata. Putem să facem ce vrem noi. Mulțumesc anticipat, Capa, OTGW, Nadia Comăneș, Hagi, Halep și mulți alții. L-a uitat pe estimabilul domn Rică Răducanu, pentru că dacă nu e el, nu e nimeni. Adică, na. Ca și răspuns la mail-ul tău. Aveam o mică problemă. Eu inițial m-am dus să caut din prima un kit de 32 de giga la 3200, pentru că, na, așa e bine și frumos. 32 de giga, 3200. Rămâneai cu o memorie, cea care este instalată în sistem, rămâneai cu ea, probabil că ajutai pe cineva cu un laptop ce deține DDR4 să mai îmbunătățeam un pic acolo performanța acelui laptop. Dar nu toate platformele sunt identice. Și asta este un lucru care pe mine personal mă deranjează foarte, foarte mult. Foarte, foarte mult. Cert este că există un cod producător sau, hai să spunem, part number. Iar acel part number, în momentul în care îl pui la search, îți dă configurația exactă a laptopului tău și maxim suportat atunci când te gândești la memoria RAM, spre exemplu. Nu înțelegeam de ce în partea de suport de la Lenovo mi se spunea foarte clar și se recomanda sus și tare un modul de memorie RAM. Un modul de memorie RAM. Practic, acest laptop pe care vrei să-l ai tu are o limită atunci când vine vorba de cantitatea maximă suportată, și anume 16 GB. Deci, așadar și prin urmare, nu o să poți să pui 32 de giga. Maxim suportat 16 giga. Acum, ce poți să adaugi tu la acest minunat laptop, astfel încât să ai 16 giga, el venind cu 8 giga, da? 8 giga de DDR4. Păi, în momentul în care te uiți pe site-ul celor de la Lenovo și ajungi la secțiunea memory, o să vezi că ce recomandă ei este decât un singur modul
de 8 giga la 3200 frecvență. Practic, tu, în momentul de față, laptopul vieții, o să trebuiască să mai achiziționezi un singur SODIMM de 8 giga DDR4 la 3200 MHz. În ceea ce privește SSD-ul, unitatea de stocare, aici nu există limită. Nu există limită. Chiar nu există. Acum, singura limitare este la bugetul tău. Eu am găsit ceva ce mi-a plăcut mie foarte mult. Există o limită. În cazul în care te gândești să iei un SSD pe PCI Express 4.0. No way, Jose. Laptopul suportă PCI Express 3.0. Deci, practic, tu dai niște bani, arunci niște bani pur și simplu aiurea pe un SSD cu suport PCI Express 4.0. PCI Express 3.0 este cât se poate de simplu și ți-aș recomanda din tot sufletul să iei un Intel 670P de mutarea PCI Express 3.0 cu viteze mai mult decât ok. 3600 MB cu 2500 MB citire, scriere. Ce ar mai fi aici? 970 EVO. Iarăși ar fi o versiune, o variantă foarte bună, ținând cont că diferența între ele este de undeva la 45 de lei, rămâne la atitudinea ta pe ce mergi. Mergi pe 670P sau mergi pe 970 EVO. În cazul în care te-ai gândit la o capacitate de stocare mai mare, 2 tera, spre exemplu, aici cred că cea mai bună recomandare din partea mea ar fi NV2-ul de la Kingston, ce este la 389 de lei. 389 de lei. Practic este cu 100 de lei mai mult decât 970 EVO de la Samsung, dar ai dublă cantitatea de spațiu, capacitatea SSD-ului. Îmi pare rău că îți dau o astfel de veste vis-a-vis de cantitatea de memorie RAM pe care tu te gândeai să o adaugi. Din păcate, sunt anumite limitări. În funcție de model, în funcție de cum a fost gândită acea platformă, poți să găsești, spre exemplu, IdeaPad 3 suportă 32 de GB sau 64 de GB, dar product number-ul este cu totul și cu totul altul. Este cu totul și cu totul altul. Am încercat să găsesc un review să văd exact ce spune cel ce a testat laptopul, din păcate, pe acest model pe care l-ai ales tu. Toată lumea vorbește de 32 de giga, 64 de giga capacitate maximă suportată, în timp ce la ăsta, în momentul în care cauți pe site producătorului, se spune clar 16 giga maxim memorie suportată, n-ai ce să faci. Chiar n-ai ce să faci. Deiu, de la Deiu, probleme cu filmarea 4K plus întrebări legate de bateria de la Samsung? What the... Saltare, echipa de garaj și comunitatea. Sper să apar și eu în următorul mailbox. Acum o lună mi-am achiziționat un Xiaomi Poco X5 Pro. După ce am avut probleme cu bateria pe Samsung Galaxy A54, Samsungul era nou de o săptămână pe atunci, iar pe Xiaomi nu pot să filmez mai mult de 8 minute în continuu în 4K. De la 7 minute începe un countdown de 1 minut, știu. Ce pot face să scot această limitare? Bateria ține mult și bine la filmare 4K. Sunt mai mult decât convins de lucrul ăsta. Este o limitare dată din, atenție, softul de filmare. Cel care vine cu Android-ul. Și nu este numai la Xiaomi, a fost la mai multe modele. Am citit pe Reddit la un moment dat, acum vreo jumătate de an, poate chiar un an, că cineva se plângea la un Samsung. Nu mai țin minte exact modelul, îmi fac mea culpa. Xiaomi a avut aceeași problemă pe Mi Mix 3. Nu pe Mi Mix 3, pe Mi Mix 4. Tot pe Reddit am găsit astfel de probleme. Dar hai să terminăm mail-ul de la Deiu. Bonus, la Samsung Galaxy A54 bateria telefonului scădea cu 1% la fiecare 4 minute, cu luminozitate la 20%. Nu, ăla a fost un defect din fabrică. Chiar și la 60 de Hz, când făceam scrolling pe social media, să nu mai zic cât de repede scătea cu luminozitatea la maxim bateria, nici măcar în 3 minute. Pentru că la Xiaomi bateria scade mult, mult mai greu. Oare e ceva cu bateria de la 54, pe Bluetooth la fel, scădea bateria chiar și la fiecare 5-6 minute cu ecranul stins cu muzică pornită pe YouTube. Comanda, în fine, bla bla bla, toate cele.
Limitarea este din aplicația, cum îi zice, Androidului. Și am văzut că toată lumea pe Reddit, sunt și clipuri pe YouTube, găsești clipuri pe YouTube, recomandă Open Camera, se descarcă din Android Store, Google Store, Android Store, cum se cheamă? Google Play. Îmi scapă. Eu îl accesez odată la 2 ani. Ăla. Odată la 2 ani, când dau un reset factory, știi? Atunci îl mai folosesc să-mi aduc aminte pe ce am avut eu instalat, ce aplicații. Deci, Open Camera și am văzut filmări cu 13, 14, 16 minute, deci nu mai există niciun fel de limitare, și MC Pro 24 FPS. Aici chiar există o opțiune prin care să-i dai unlimited sau pur și simplu să se oprească după 13 minute, 25 de minute și așa mai departe, atunci când filmezi în 4K. În 4K. Ce am văzut în discuția de pe Reddit, problema nu există la Full HD. Există această limitare pe Android. De ce? Ghici ghicitoarea mea. Ba da. Se încinge foarte tare senzorul camerei. Și există, deci în momentul în care filmezi mult în 4K și pui mâna pe cameră, o să vezi că e fierbinte. Se simte la deget, te pișcă. Și de aici este limitarea asta. La 7 minute începe un countdown. Am văzut chiar pe cineva care filma o asamblare de PC pe un Xiaomi. Știi? Și la 7 minute a început un countdown. În momentul în care a ajuns la 0001, s-a oprit imediat. A instalat Open Camera și totul a mers perfect. A putut să filmeze aproximativ 16 sau 17 minute, ceva de genul ăsta. În fine, asta este rezolvarea. Ăla este motivul pentru care există acea limitare. Așa că ai grijă. Ai grijă în cazul în care vrei să filmezi mai multe minute fără oprire. Grijă mare. Bun, avem doi găbiți, unul după altul. O să-i spunem Gabriel și Gabi. Gabriel, temperatură mare GPU. Salutare tuturor, revin cu un mail către voi cu următoarea problemă. De ceva timp când mă joc jocuri AAA, placa video RTX 3060 stă undeva la 85-90 de grade Celsius. Nu știu sigur dacă este vina airflow-ul carcasei și a ventilatoarelor ce vin cu carcasa, dar după un mic research am observat că nu sunt cine știe ce. Carcasa este un Achiris Arcturus cu ventilatoare aferente în pachet. Spun asta deoarece dacă dau geamul lateral jos, temperatura începe să scadă undeva la 70 de grade. Mă gândeam să schimb ventilatoarele carcasei cu 6 ventilatoare de la Arctic ACP12 Max cu un case fan hub dedicat pentru aceste ventilatoare. Dacă aveți și alte recomandări, nu mă interesează dacă are RGB sau nu, în momentul de față doresc să nu mai fiarbă PC-ul. Și capitan, pe lângă ciorbă și toate celelalte, să prăjești și niște ouă ca să fie felul 2. La desert nu prea, că să flăși, că este o fluștă, mocesc toate alea. Este necesară schimbarea carcasei? Răspunsul este nu. Trebuie să ai niște ventilatoare bune. Voi atașați și un wishlist cu sistemul în caz că vă este necesar? Nu, chiar nu. Nu. Trebuie musai să schimbi cele trei ventilatoare frontale și cel de pe spate. Dacă tu te-ai hotărât să mai pui încă trei în tavan, asta este cu totul și cu totul altceva. E la latitudinea ta, depinde de bugetul pe care îl ai tu și așa mai departe. Dar recomandă-i tot sufletul să le schimbi pe cele trei frontale și pe cel de pe spate. Astea pe ulei sunt cu pressure și fluid e flow. Ok, e bun. Tu ai zice să-și ia varianta cu F? Să ia varianta cu F, să le pună cu F? 3 pe față, toate, 3 pe față, 3 sus dacă în cap, dacă nu, 2 și 1 pe spate, toate cu... Uite, noroc că am stat și i-am zăpăcit sistemul lui Vlad de la... Împreună l-am zăpăcit, asta vreau să spun. Arctic AC F12, recomandă și Vlad. Tu ți-ai luat pe urile pentru push-pull, pentru că el are IO. Dar restul, pentru flow, F12. Gata. Next. De la Gabi. Monitorul Buclucaș. Salutare, Madalina, Răzvan, Vlad și întregi echipe Bizgaraj, de la care am învățat multe. Mă numesc Gabi și am decis să vă trimit acest mail în legătură cu un monitor care
de câteva săptămâni face probleme. Este vorba de un monitor de gaming, Felix Gaming 24M1N3200V, s-a achiziționat de pe Service Garage, acum un an, funcționând fără niciun fel de problemă. Însă de vreo 3 săptămâni a început să nu o mai facă ca înainte, adică să fie cu minte, face probleme ca un nebun. Bun, acest monitor l-am conectat la un laptop ROG Strix G712LW prin intermediul cablului HDMI primit odată cu monitorul. Însă în momentul în care deschid laptopul, nu apare nimic pe monitor. Astfel trebuie să deschid și să închid lidul laptopului ca să poată fi afișată imaginea pe monitor. Asta poate să fie, poate să intre în standby laptopul tău, poate să intre în sleep și câteodată el nu iese din sleep, chiar dacă miști de mouse sau apeși orice tastă. Este foarte posibil ăsta să fie unul din motivele în care, eu știu, nu primesc semnal din prima pe monitor, mai ales că zici că deschizi și închizi lead-ul și după aia poate să fie ok. Astfel trebuie să deschizi și să închizi lead-ul laptopului ca să poată fi afișată imaginea pe monitor, plus că se întâmplă uneori să se închidă monitor pentru câteva secunde, apoi revenindu-și la normal. Asta poate să fie o chestie generată și de cablul HDMI. Și după ce ai schimbat cablul HDMI, persistă acest comportament al monitorului, atunci poate să fie monitorul. S-ar putea să aibă o problemă monitorul, pe partea de alimentare. Sau nu. În fine, țin să menționez că am selectat din Windows 11 funcția Second Screen Only, însă degeaba. E posibil să fie de la ori de la cablul ori monitor, s-ar putea să aibă o problemă. Chiar s-ar putea să aibă o problemă. Am decis să trimit acest mail, ce mai avem din acest mail la domeniul hardware. Sper să apar în acest mailbox, fiind primul meu mail trimis către voi. Capa UTG-ul vezi, înapoca modelul inflat Răzvan și scuze pentru acest mare pomelnic. Stai liniștit, nu trebuie să îți faci niciun fel de problemă. E extrem de dubios că după ce ai ridicat lead-ul și l-ai pus la loc, totul pare să fie în regulă. Ce nu este ok, este acea oprire pentru câteva secunde a monitorului sau pierderea de semnal, dacă pot să-i spun așa, după care el își revine. Ți-aș recomanda în primul și în primul rând să schimbi cablul HDMI, un cablu HDMI, orice cablu HDMI și vezi dacă, eu știu, în 24 de ore face același lucru. Dacă nu, atunci este foarte posibil să fie monitorul. Să aibă problemă monitorul. Nu mă gândesc sub nicio formă că ar exista o problemă pe ieșirea HDMI a laptopului, fiind posesorul acestor tip de device-uri, adică laptopuri, de mai bine de 7 sau chiar 8 ani de zile și niciodată nu am pățit absolut nimic de acest gen cum fac HDMI de pe laptop. Am avut 1, 2, 3 laptopuri cu mufă HDMI în spate și numai mufele HDMI pot spune de câte ori au simțit ăsta. Bagă cablu, scoate cablu, bagă cablu, scoate cablu. De foarte multe ori, practic, aș putut să le stric 2000 de ori. Dați-mă, o să pun și ultima dată. Și Gabi numărul 3 o să închidă acest mailbox minunat. Mailul său are legătură cu partea de management de activități, managerul de activități. Vă salut, am o problemă cu laptopul meu. De fiecare dată când închid laptopul și redeschid și intru în managerul de activități la secțiunea performanțe CPU, văd că orele de funcționare nu s-au resetat. E normal să se întâmple așa. Asta în cazul în care îl închid și îl redeschid. Dacă îi dau o repornire, aceste orele de funcționare se resetează de la zero. Este foarte normal să fie așa. O pornire sau repornire nu resetează niciodată. Da-i și zice reset. Da-i și zice reset. O să mai dau încă un exemplu. Cei ce au instalat Windows de pe site-ul celor de la Microsoft, indiferent că vorbim de Windows 10 sau de Windows 11, fără o cheie de activare, știți că la un moment dat apare în dreapta jos, apare Activate Windows. În momentul în care dai shutdown și după aia repornești din buton, acel mesaj Activare Windows o să apară. O să apară după un minut, un minut și jumătate, cam așa. Dacă dai reset sistemului tău, restart, spre exemplu, acea imagine, acel watermark apare după vreo 3 sau 4 ore. Același lucru pățesc eu în momentul în care facem teste
pe sisteme, pe laptopuri, acolo unde nu este, mai ales cele care vin fără sistem de operare, nu poți să iei câte o licență pentru fiecare device pe care îl cumperi. Ok, te conectezi cu contul de Microsoft și selectezi acolo, dar la un moment dat uiți ce naiba ai făcut. Uiți ce naiba ai făcut. Ba mai mult decât atât, cu Windows 10 și Windows 11 știu ele despre activarea asta pe componentă, la un moment dat, ce ai făcut tu, mai ales pe laptopuri. Noi luăm un serial number, da? L-am pus în momentul instalării Windows 11, el se atașează de placa ta de bază. Practic, eu, Mădălin, ți-am făcut cadou licența mea de Windows. Ție, celui la care ajunge sistemul sau laptopul respectiv. Deci nu trebuie să-ți faci o problemă că nu se resetează atunci când îl deschizi sau îl închizi și îl deschizi. Trebuia să-ți faci o problemă dacă nu se resetau acei timpi în momentul în care tu dădeai restart sistemului. Atunci chiar era o problemă. O problemă legată de software în sine, adică de Windows. N-are niciun fel de legătură cu celelalte componente. Chiar n-are niciun fel de legătură. Dar restartul, asta face de fiecare dată, resetează timpi, statistici și așa mai departe. Ce trebuie făcut? Vă mulțumesc că am încipat și succes în continuare. Nu ar trebui să te deranjeze acest aspect sub nicio formă. N-ar trebui să te deranjeze acest aspect de nicio formă. Mai mult decât atât, această resetare pe care o spui tu e în funcție și de componenta respectivă. Pentru că știi că la SSD, în momentul în care testezi un SSD, o să vezi în Crystal Disk Info, spre exemplu, sau orice soft ce îți dă informații despre acea unitate, de acea componentă, în speță SSD-ul, îți scrie undeva acolo. A fost folosit timp de 100 de ore. 100 de ore poate să fie, poate să fi fost testat random de către producător. Dacă îți scrie folosit timp de o oră, atunci poți să fii sigur că acel produs a fost verificat pe linia de asamblare și alte nebunii de genul ăla. Deci nu îți face probleme că nu se resetează acele ore de funcționare. E normal. La restart se resetează, la shutdown și pornire din buton, e normal să nu se reseteze. Cam atât. 1, 2, 3, 4, 5, le-am zăpăcit pe toate. Vă așteptăm mail-urile în continuare și mesajele pe live@rompisigaraj.ro și pe formularul din site pe pcg.ro/tv pentru a vă ajuta, că de-aia suntem aici. A murit, mă! Moare, mă, când vă zic eu, moare, gata, e clar! Iară? Vin să te ajut! Pa, am plecat, vă pup, să aveți o zi minunată! Haide, Vlad, de trecem coace!